Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Lorena Burla cu Breaking News. Alertă de ninsor și de viscol în toată România. Ei bine, informarea meteo intră în vigoare chiar la această oră și vorbim despre un val de aer polar care va cuprinde țara noastră. Îl vor simți mai întâi locuitorii din partea de nord, apoi spre seară ninsorile ajung și în sudul României. Am putea avea parte și de primii fulgi de zăpadă chiar și în capitală. Și aflați tot de la noi în doar câteva clipe cât de frig va fi. Însă am și primele date despre cum va fi vremea de sărbători, de Crăciun și de Revelion. Pentru unele zone de munte a fost emis deja cod galben de ninsor și de viscol, doamnelor și domnilor. Alina Șerban, colega mea, meteorologa ANM, este alături de mine. Mulțumesc foarte mult, Alina. Ninge deja la această oră pe undeva prin țară? Mulțumesc pentru invitație, bun găsit tuturor. La momentul acesta ninge doar pe crestele montane înalte, foarte înalte, în nordul Carpaților Orientali, acolo unde de altfel și vântul s-a intensificat, astfel încât ninsoarea este viscolită. Vorbim de această dată de un front atmosferic rece care va traversa teritoriul țării noastre. La momentul acesta deja este prezent în vest, în nord-vest, va cobori treptat spre centru, iar spre și la noapte și în partea de sud-est a țării. Vine deocamdată cu precipitații sub formă de ploaie, chiar și în zonele montane, care se vor transforma treptat pe măsură ce masa de aer rece avansează în Lapoviță și ninsoare. Însă, precipitațiile sub formă de ninsoare și cu depunere de strat de zăpadă vor fi în zonele montane, acolo unde vor fi asociate cu intensificări ale vântului, rafale mai ales pe creste de peste 70-80 de km pe oră, astfel încât ninsoarea va fi viscolită. Precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare vom întâlni și în zonele mai joase de relief. Așa cum aminteai anterior, este foarte probabil ca undeva spre dimineață, în zona capitalei, în jurul capitalei, să vedem și niște fulgi de nea. Depinde cât de repede avansează masa de aer rece. Totuși nu vorbim despre un strat consistent de zăpadă care se depună începând din această noapte și până mâine în București. La momentul acesta nu se estimează un strat consistent de zăpadă. Mai mult decât atât, după acest pasaj, într-adevăr, se instalează o masă de aer mai rece. Mâine temperaturile vor scădea în toată țara, dar după aceea se încălzește. Mă uitam cum arată harta cu temperaturile în acest moment. Este clar o diferență majoră față de ce se întâmplă în vest comparativ cu partea de sud. 15 grade, 16 grade, uite la Constanța, 12 grade la Galați, de partea cealaltă vorbim despre 5 grade la Baia Mare, 7 la Arad și uite, 3 la Suceava în partea de nord. Diferențe destul de mari, așa cum spuneai, însă se va răci vremea și în partea de sud. Într-adevăr, astăzi vorbim de diferențe mari de la un punct cardinal la celălalt. În partea de nord a teritoriului, temperaturile vor fi destul de scăzute și ne așteptăm la precipitații, așa cum spuneam, în transformare din ploaie în lapoviță și ninsoare, mai ales în jumătatea de nord a Moldovei, în estul Transilvaniei. În partea de sud încă se păstrează masa de aer cald care a fost prezentă de altfel pe parcursul anterioarelor două zile. Astfel că vor fi diferențe termice destul de mari, de la 3-4 grade în nord la 15-16 grade în sud. Mai mult decât atât, acest front rece a avansat cumva spre orele dimineții. A venit peste o masă de aer cald, astfel încât putem spune că temperaturile maxime s-au înregistrat noaptea. Au fost temperaturi mai ridicate în vest, în nord de dimineață, decât vor fi după amiază. Ele vor scădea pe parcursul zilei. Precipitațiile vin sub formă lichidă, sub formă de ploaie, pe fondul unei mase de aer cald, dar se vor transforma treptat pe măsură ce aerul rece avansează în Lapoviță și ninsoare.